Impresionați de acest proces, au făcut destul de frumoase. Doamna Gabriela, credeți-mă, am înțeles că aveți copii mici, da? Da, da. Aveți aici pamper și acolo pentru copii. Nu mai contenește cu aducerea bagajului. Felicitări și aprecierile mele din toată inima. Eu da aici. Doamnă, deși m-am trimis 100 de lei. Uitați, credeți-mă, nu plângeți, vă rog foarte frumos. Dacă până și prea simțitul inimii a venit alături de alături, consider că... Vă rog frumos, soțul dumneavoastră unde e? Chiar trebuie să-l îmbrățișăm și pe el. Hai la muncă? Da. Așa. Deci aici e așa. 300 de lei. Vreau să ții așa. Să fiți sănătate, să fiți sănătoase, să fiți foarte, foarte sănătoase din partea Domnului, pentru că persoana fizică nu-i... a fost întâlnășa de povestea doamnei Cezara și a ținut să vă ajute cât poate și doamna lui. În așa fel încât să aveți sărbători fericite și să vă bucurați de spiritul sărbătorilor de iarnă. Uitați ce căciulite frumoase! Ce drăguțe! Da, la mic, de felicitări! Aprecierile mele, doamne! Așa că... Doamne, doamne, ce frumos! Uitați, și jurnalistul Cristian Lapa, implicat în multe activități sociale, inclusiv ieri, a strâns câteva sute de jucării. Uitați această doamne! Era bine să fii și o frumos! Și aici aveți să vedeți foarte mult pentru... Vă mulțumim, domnule prefect. Haideți, poftiți-mă! Nu, parcă... iute! Nu vedeam! Cum ați văzut, suntem din nou aici, uitați-vă, unica sobă. Suntem unul dintre... Tu ce premiu ai luat? Premiul 3. Îi mai dăm? Câți bani? Dacă a luat premiul 3, câți bani să mai dăm? Încă 300 de lei. Uitați! A mai luat cineva premiul de aici? Da, eu premiul 10. Tu ce premiu? Premiul 2, 200 de lei. Măi, lasă-l mai! A mai luat cineva premiu? Iar ceilalți 100 de lei pentru fiecare copilaș. Stimați vasluieni care veți privi, poate veți privi cu oarecare emoții, unii poate îți veți... Fericite! Încă o dată vreau să fac precizarea, banii aceștia care eu vi-am dat sunt ai mei personali. Nu știu dacă v-am văzut sau cei care mă cunosc pe Facebook, eu nu primesc bani de la nimeni ca să dau mai departe. Consider că sunt banii mei personal și făcând bine mă simt mult mai fericit. Ca să fiți convins de lucrul ăsta. Ți-am adus, brat. Deci, fii atent aici la mine. Vreau să iau pe ei sâmbătă, să le iau geci și din călțat. Și eventual mergem la Pepco acolo, la piață. Să vină Daniel cu Justin. Și cu Bea, că eu mai am bani de la două doamne, dar ele au zis că au vrut ele să cumpere și nu mai au timp și mă dau mie să le cumpăr eu. Au zis să nu vă dau bani. Da, aveți, acum vă nu pricepe la muzică. La ce te pricepi? La muzică? Da. Eu? Nu, am vrut să intru în fanfara locală de aici, dar profesorul nu a mai executat aceste cursuri. Deja s-a făcut un fel prima fanfară și trebuia să fac a doua. Dar la ce vrei să cânti? Nu știu, trebuia el să ne pună. Aha, dar ai avut intenția de a da și îmi place muzica. Justina, am auzit că tu pictezi. Da. Ce pictezi? De toate. Icoane pe sticlă? Da. Ai pictat? Ai vreo icoană? Nu. Sunt la școală, nu? Ai făcut expoziții? A fost premiat de județul Vaslui. A fost la un concurs și a fost premiat. Careri. Am înțeles. Și ai luat premiul? Unu. Ia, bravo. Da, a zis o doamnă că știi copilul că e foarte talentat la desen.
De curiositate întreb. Eu? Da. IT, așa mă... Calculatoare? Da. Da, n-are calculator. Da, da, avem. Ai calculator. Dar în ce sens IT? În ce sens? Adică să uite și eu stau pe Facebook toată ziua. Ai gaming, programe și ceva. Ah, și programe, da? Da. A fost la liceu Eminescu. Și acolo ai terminat? Acum ai la... Nu, i-a dus aici. Aici, la Zărân, că a fost bolnav. E hepatită de apă la plămâni, de, are soțul bolnav de plămâni. Toți copiii au luat virus sau acum e mai bine. Păi anul trecut asta... Ți-ai luat banii de la... Acum trebuie să te copii. Ți-ai luat bursa? Nu, trebuie să mă duc. Și eu, domnul Ionuț, și o să duc să iei. Acum ce este bine? Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Este bine să învățăm sau să avem o meserie de așa natură să ne auto-întreținem. Nu? Da. Așa este corect. Suntem câțiva oameni cu suflet și să putem face ceva. E nevoie și de petrici, să le putem amenaja sobe, gândiți-vă la lucrul ăsta.